Fermierii își pot asigura culturile și animalele prin PNDR 2020. Agenția pentru finanțarea investițiilor rurale acordă sprijin financiar pentru asigurarea culturilor, animalelor și plantelor. Fermierii activi pot să acceseze măsura 17.1 prin Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020. Potrivit AFIR, sesiunea de primire a cererilor de finanțare este deschisă până la 30 noiembrie 2019, iar alocarea financiară disponibilă este de aproape 43 de milioane de euro. Riscurile eligibile în cadrul acestei linii de finanțare sunt fenomenele climatice nefavorabile, respectiv secetă, arșiță, inundații, grindină, îngheț, ploi torențiale sau ploile excesive și de lungă durată, dar și furtuna, vijelia, uraganul sau tornada. Printre riscurile eligibile pentru finanțare se numără și infestările cu organisme de carantină dăunătoare plantelor. Această sesiune este dedicată celor care doresc sprijin financiar pentru asigurarea culturilor de primăvară, urmând ca spre finalul anului să fie deschisă o nouă sesiune a submăsurii pentru asigurarea culturilor de toamnă.